Bătălie mare și în regiunea vest pentru programul Casa Verde fotovoltaice destinat persoanelor fizice. Bugetul alocat județelor Hunedoara, Arad, Caraș-Severin și Timiș au fost în valoare de peste 229 de milioane de lei și au fost înscrise 7637 de dosare. Fondurile au fost epuizate într-un minut și 26 de secunde. Astăzi, în programul Casa Verde fotovoltaice s-au putut înscrie unitățile de cult. Bugetul alocat este de 20.100.000 de lei, buget ce a permis înscrierea a 670 de unități de cult. Aceasta a fost ultima sesiune pentru persoane fizice din acest an. Recordul de timp a fost vineri, când bugetul pentru sesiunea București-Ilfov a fost epuizat într-un minut și 5 secunde, iar luni banii pentru cei din Oltenia s-au terminat într-un minut și 20 de secunde. În celelalte 5 sesiuni din acest an, înscrierile s-au încheiat în circa 2 minute. Bugetul total al schemei în acest an este de 2 miliarde de lei, iar fiecare beneficiar primește 30.000 de lei de la stat pentru a-și instala panouri fotovoltaice și baterii de stocare.